Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Astăzi vreau să vă vorbesc despre introducerea elementelor multimedia în diapozitivele prezentării, adică a video și audio. Să vedem cum putem introduce elemente video în diapozitivele prezentării. Pentru a introduce un element video avem la dispoziție două surse. Din calculatorul personal, din fișiere video salvate local și din mediul online, de pe diferite platforme care conțin Clipuri video. Pentru a introduce un element video, vom crea un uh, diapozitiv nou prin crearea unei copii a ultimului uh, diapozitiv. Voi șterge elementele grafice ce sunt introduse în acest diapozitiv. Voi merge pe butonul video din meniul Insert și în primul rând o să aleg opțiunea online video pentru a introduce un clip video de pe o platformă care conține astfel de uh, clipuri. Bineînțeles că voi alege platforma YouTube deoarece este cea mai la îndemână. Și în momentul când am ajuns la clipul pe care doresc să-l introduc, voi executa un click dreapta pe respectivul clip și voi alege din meniul contextual apărut opțiunea Copy Link Address. Apoi mă voi întoarce în PowerPoint și cu ajutorul combinației de taste Ctrl V o să lipesc acel link către clipul pe care doresc să îl introduc. Bineînțeles, după efectuarea acestor pași se acționează butonul Insert. Se observă că în diapozitivul cu numărul 5 ne-au apărut un element grafic specific clipului de pe platforma YouTube. Pot să-l repoziționez, pot să-l redimensionez în așa fel încât să ocupe cât mai mult spațiu din spațiul rezervat diapozitivului. Și foarte important, în partea de sus a meniurilor aplicației PowerPoint, apare meniul Playback, din interiorul căruia pot selecta modalitatea în care acest clip să pornească atunci când prezentarea ajunge la diapozitivul cu numărul 5. Sunt trei opțiuni de pornire a clipului: In-Click Sequence, care înseamnă ca acest clip să pornească odată cu alte elemente grafice din interiorul diapozitivului, cum ar fi animațiile, apoi opțiunea numărul 2, automaticale, care va porni clipul în mod automat atunci când s-a ajuns la diapozitivul cu numărul 5 și a treia opțiune, when clicked on, adică atunci când se execută un click în, în clipul din acest diapozitiv. Noi o să alegem opțiunea automaticale. Și pentru a verifica cum acest clip rulează în interiorul prezentării, vom lăsa acum prezentarea în modul full screen, în modul prezentare, prin acționarea tastei F5. Avansarea de la un diapozitiv la altul se realizează acum prin acționarea unui click. Am ajuns acum la diapozitivul care conține clipul video, se observă o mică întârziere. lucru care poate fi evitat prin alegerea unui clip salvat local. Pentru a face acest lucru, vom șterge acest clip pe care l-am ales din mediul online, selectând elementul grafic corespunzător clipului și apăsând asta delete. Apoi se acționează meniul Insert, butonul video, dar de această dată vom alege opțiunea Test Device de a alege un fișier video salvat local. Selectăm clipul pe care dorim să-l introducem, acționăm butonul Insert, redimensionăm elementul grafic specific clipului respectiv și în comparație cu proprietățile pe care puteam să le stabilesc la clipul ales din mediul online, la acest clip care este salvat în calculatorul personal am la dispoziție mai multe opțiuni. De exemplu, pot să aleg doar o parte din clipul care este salvat în calculator, lucru pe care nu puteam să-l fac la clipul din mediul online. Am la dispoziție opțiunile fade in și fade out, adică creșterea volumului sunetului la începutul clipului și scăderea volumului la sfârșitul clipului. Pot să rulez clipul pe tot ecranul în modul full screen. Pot să ascund butoanele corespunzătoare playerului video, pot să rulez acest clip în buclă până la ieșirea din prezentare și pot să introduc chiar și subtitrări dacă este cazul. Acum la rularea prezentării în modul prezentare, în modul full screen, voi observa lipsa acelei întârzieri la pornirea clipului atunci când se ajunge la diapozitivul cu numărul 5. Pentru a introduce elemente audio în prezentarea noastră, avem la dispoziție butonul audio din meniul Insert, prin intermediul căruia putem introduce sunete din fișiere care sunt salvate local în calculatorul personal sau putem înregistra sunete cu ajutorul microfonului atașat la calculator. Am ales pentru această prezentare introducerea unui fundal muzical care să fie rulat pe tot parcursul prezentării. Pentru a realiza acest lucru, voi selecta slide-ul cu numărul 1, apoi voi acționa butonul audio din meniul Insert, apoi opțiunea Audio on My PC, aleg fișierul audio pe care doresc să-l introduc în prezentare și în acest moment este activat meniul Playback corespunzător fișierelor audio în care pot stabili anumite proprietăți acestui element. De exemplu, pornirea lui să se facă în mod automat. Să fie rulat pe parcursul tuturor diapozitivelor. Pentru acest lucru am bifat opțiunea play across slides. Să fie rulat până când prezentarea se va opri. Pentru acest lucru am bifat opțiunea loop until stopped. Bifez și opțiunea Hide during show deoarece doresc ca acest element grafic corespunzător sunetului să fie ascuns atunci când sunt în modul prezentare. Nu doresc opțiunile fade in și fade out, prin urmare o să las acești timpi la zero. Și acum dacă voi rula prezentarea mea. În modul full screen, în modul prezentare, ar trebui să aud și acel fundal sonor. am observat că în modul prezentare elementul grafic corespunzător sunetului pe care l-am folosit a fost ascuns în timpul prezentării. Pentru aducere la cunoștință, vă pot arăta și opțiunea de screen recording, cu toate că această, acest element grafic nu va fi folosit în interiorul prezentării. O să creez o copie a acestui ultim diapozitiv. Am șters elementul grafic corespunzător clipului video. Acționez butonul screen recording. Bineînțeles că am la dispoziție opțiunea să selectez o anumită zonă din ecran pe care doresc să o să o folosesc la înregistrare. Dacă acționez butonul select area, o să pot selecta această zonă. Să spunem că doresc capturarea ecranului doar pentru această zonă și am folosit pentru acest lucru, pentru selecție, metoda Drag and Drop. Se observă că partea audio este activă, deci se pot înregistra și sunete în timpul înregistrării. Eu o să debifez această opțiune acum și poate fi înregistrat și mișcarea, poate fi înregistrată și mi mișcarea cursorului mouse-ului. Debifez și această opțiune. Acum pot acționa butonul record. Și în acest moment înregistrarea acestei zone de ecran a început. În momentul când doresc să opresc înregistrarea, voi deplasa mouse-ul în partea de sus a ecranului pentru ca acest meniu să apară și acționez butonul Stop. După acționarea acestui buton și întoarcerea în aplicația PowerPoint, se observă că pe slide-ul cu numărul 6 mi-a apărut un element un grafic corespunzător unui element video. stabilesc ca acest clip să pornească în mod automat și în acest moment respectiva captură video a ecranului este introdusă în slide-ul cu numărul 6. Verificăm acest lucru Și s-a observat că această captură video a fost uh, introdusă. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!